Bună ziua tuturor, am revenit cu partea a doua, dar înainte de a trece la interpretarea cărților partenerul partenerei voastre, să nu uitați că puteți schimba pozițiile, da? Puteți să gândiți această carte ca și un contract la locul de muncă, nu reprezintă contractele, reprezintă o relație stabilă, deci poate să fie o relație la serviciu, da? care vă înțelegeți bine și cu șefii și cu colegii, da? E o relație stabilă și frumoasă. Pentru alții, născuți în semnul Taurului sau cu Luna, Venus, Ascendent în Taur, este posibil ca unii dintre voi să nu comunicați cu persoana iubită, cu sufletul vostru pereche. Și din acest motiv, să, să aveți și această carte a fricilor, nu știți să, dacă veți găsi soluții cum să comunicați pentru că o carte a spadelor reprezintă comunicarea, da cuvântul. Nu știți dacă veți găsi soluții la această problemă. Unii dintre voi ați călători eventual Acum să reveni la partenerul, partenera voastră. Persoana care va apărut în etalare. poate nu e parteneră, poate e o prietenă, poate e un prieten. O colegă, sau un coleg sau o persoană din familie. Cineva va apărut aici. Ce au un suflet regele de cupe. Poate ei sunt acești acest uh, rege. Poate au lună în semn de apă mai degrabă într-un semn al scorpionului, dar nu obligatoriu, evident. Se simt stabili emoționale. Regii și reginele adesea sunt stabile, mai ales regii. Nu sunt energii uh, în mișcare. Ei stau pe tron, deci sunt. Stabil, emoțional, dar, deși arată calmi, în sufletul lor este ca un vulcan, un ocean, de fapt, nu un vulcan, este un ocean adânc de emoții. Și ar dori, asta e și cartea unei iubiri adevărate, și ar dori să ofere și să primească, da, să nu uităm că Îndrăgostiții reprezintă un cuplu care Oferă și primește, da, care se completează. Și ar dori și să ofere, și să primească profunzime emoționale, o iubire specială. Unii dintre voi, dintre ei, pot să fie într-un post de conducere, dar într-un post foarte creativ. Poate sunt artiști, director, manager, director, nu, nu greșesc că manager, pe probleme de creativitate, în fine, e un post anume care acum scapă, dar înțelegeți, da? Pot să, să, aibă această energie, sunt foarte creativi și inovativi. Mercurul lor are doi de cupe. Își doresc să comunice emoțional cu voi, poate chiar și telepatic în cazul în care nu comunicați. În cazul în care sunteți într-o perioadă în care v-ați certat din niște motive, da, că tot aveți a doua șansă, v-ați certat, s-a întâmplat ceva în ultima vreme, că doar nu degeaba trebuie să vă controlați și să, să vă conectați la credința voastră. Și iau, cineva a vrut să controleze situația cu acest împărat și e bine că l-am descoperit pentru că aveți și împărăteasa și asta înseamnă că relaționați cu sufletul vostru pereche la un nivel foarte înalt spiritual evident poate să fie și în 3D își doresc să comunice emoțional cu voi să explice niște lucruri care pot vindeca relația aveți frumos ei, sufletul pereche, voi îndrăgostiții vă oglindeți oarecum destul de bine măcar la nivelul acesta se gândesc eventual la un contract financiar care să le aducă beneficii, o prietenie, da? care îi poate satisface, scuzați -mă, satisface mental și emoțional, că doare poziția lui Mercur. Comunică despre asta, comunică despre relații. Poate și lucrează în domeniul ăsta. Martele lor. Martele lor este într-un semn de foc sau se exprimă foarte pasional, dar sunt în, în, într-un moment de... că doar ați avut decizii, da? Într-un moment în care acum se organizează, își setează energiile, resursele, gândurile, da? Pentru un viitor pe care vor să-l manifeste, se uită în zare, au ales deja una din bâte, cea cu steagul și au ales direcția. Ar călători spre dumneavoastră, poate unii dintre ei ar călători spre dumneavoastră. Dacă nu are legătură cu călătoria, pur și simplu își doresc să manifeste un viitor special în această relație. Dar deocamdată așteaptă, trebuie să se organizeze, da? să studieze problema. Studiază. Poate să studieze o problemă legată de un viitor financiar. De ce le este frică? De nouă de monede. Le este frică să fie singuri. Asta e o persoană care e singură, independentă financiar de singură. Evident că toată lumea își dorește echilibru financiar, dar cred că le este frică să fie singuri. Nu întâmplător au în suflet și uh, regele de cupe și în mercurul lor au acest, uh, această carte a sufletelor perechi. Își doresc să fie într-un cuplu. Cu voi. Cu voi. Poate le este frică de o persoană. Da. Poate le este frică, da, Simt că există și versiunea asta. În cazul în care nu sunteți căsătoriți voi, acesta este semnul Pământului. Este Venus, da? Venus, varianta pământeană a împărătesei. Le este frică că nu veți dori să aveți o relație de lungă durată cu ei, că vă doriți să rămâneți singuri, independenți și să nu intrați într-o relație de cuplu. Le este frică e în poziția fricii. Ce își doresc? Își doresc acest magician? Își doresc să manifeste, da? Și sunt la început de drum. Își